micuța Sofia, ajutorul de bază a bunicii, ne aștepta în bucătăria restaurantului pe care îl dețin părinții ei, echipată frumos, cu bonetă și shorts. Era trează încă de dimineață și deja preparase coca pentru cozonacii din ziua respectivă. Când am ajuns noi, Sofia umplea împreună cu mama ei, Adelina, și bunica Aurora, cozonacii cu brânză și stafide. Bunica ne-a împărtășit câteva secrete culinare despre cum reușește să facă unii dintre cei mai delicioși cozonaci. O carte de bucată veche găsită prăfuită într-un raft i-a fost ghid în descoperirea rețetei. Contează foarte mult și calitatea ingredientelor folosite, mai spune ea. Să punem totdeauna aceeași cantitate de ce folosim noi, unt, ulei, lapte, toate sunt cântărite de fiecare dată. Începem cu drojdia. La drojdie punem o ceașcă de lapte călduț, un pic de zahăr, așa am învățat eu, și un praf de făină. O lăsăm să crească și pe urmă cernem făina în malaxorul care l-avem acolo, după ce a crescut drojdia, și urmează ouăle, care noi avem o anumită cantitate, că punem mai mult gălbenușuri decât albușuri. Laptele îl fierbem cu zahărul, l-adăugăm și pe ăsta, punem pe urmă untul și la sfârșit ulei. Pentru că este șef bucătar, Sofia își prepară propria rețetă, mini cozonaci cu ciocolată, bineînțeles cu ajutorul bunicii. Ne trebuie ulei. Ulei. Mamă, la mine s-a deja... Ia, și cum am? Uite așa, facem așa. Hai, păi și tu, amândouă mânuțele. Așa, facem încet, 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 încet. Așa, și punem în formă. Aștept un timp. Ia. Iei de aici, din margină, și las tot. Hai, până ajunge asupra, așa, mica. Tragi-mi din așa. Uite, o luăm așa și o punem într-o formă. După ce sunt umpluți și împletiți frumos, cozonacii sunt așezați în tavă și introduși în cuptor, unde vor sta circa 50 de minute. Scoși din cuptor, rumeniți și calzi, cozonacii sunt presărați cu ou bătut și zahăr, apoi sunt introduși iar, pentru câteva minute, la loc, pentru a se carameliza zahărul. Aceștia sunt cu nucă și rahat. Avem și unii doar cu umplutură de nucă cu cacao. Cei de post i-am făcut deja și or să urmeze cei cu brânză și stafide. Adelina ne povestește cum o simplă poză cu cozonacii bunicii postată pe o rețea de socializare a fost începutul poveștii livrărilor cozonacilor la domiciliu. În perioada de pandemie, comenzile acestor cozonaci de la bunica au fost ca un colac de salvare pentru întreaga familie. Anul trecut, exact cu câteva zile înainte de Crăciun, am făcut cozonaci pentru toată familia. Pentru părinți, pentru socri, pentru rude, am făcut mulți cozonaci, am făcut poze și ne-am gândit să le punem pe Facebook. Și în acel moment au început comenzile de cozonaci. Tot ea este responsabilă cu aprovizionarea cu ingrediente de cea mai bună calitate și livrarea către clienți a cozonacilor. E saburi din el. Avem multe sortimente cu nucă și cacao. Nucă, cacao și rahat, cu brânză și stafide. Avem cozonacul de post cu nucă, cacao și rahat sau doar cu nucă, pentru la cine nu-i place rahatul. Da, mie nu-mi place. Iar pentru pofticioși mici avem și cu ciocolată. Nutella. Vestea cozonacilor de la bunica a ajuns și peste hotare, iar clienții sunt încântați de gustul deosebit și de umplutura aromată. Un client fidel al cozonacilor cu gustul copilăriei este Georgiana. Este cozonacul copilăriei mele.
așa mâncam la bunica, așa îmi făcea și mama și mi-am dorit să găsesc fix acea rețetă și am găsit-o la prietenii noștri. Nu există vreun cozonac să nu fie bun, chiar și cel de post, am spus clar că este fenomenal, chiar dacă este de post. Eu, în ideea mea, cozonacul de post era, na, cozonac de post, fără foarte multe mirodenii, să zic. Dar este delicios și recomand tot drag. Așadar, dacă treceți prin Berca și un miros aromat o să vă îmbie, să știți că bunica și Sofia prepară cozonaci.